În acest tutorial vom începe prin a îmbunătăți puțin iconițele de la tabelul nostru sortabil, pentru că am văzut că pe FontAways totuși nu e problemă și avem exact după denumirea, după parametrii din fișierul de configurare al pachetului nostru pentru tabele sortabile. Vedeți, avem alfa, sort alfa, sort amount, sort numeric, deci exact s-au gândit exact pe calapodul de la de aici din FontAways. Și atunci foarte repede vă voi arăta cum am modificat puțin column sortable PHP acesta ca să fie exact ce ne trebuie nouă. Deci am luat pentru parametru alfa coloanele de tip alfa. Vor avea title, deci titlu va fi de tip alfa pentru că e alfanumeric titlu și atunci vom avea la clasă fas fea sort alfa. Da? Apoi la amount vom avea created at, de tip dată calendaristică am pus-o la amount și vom avea fas fea sort amount, iar la numeric bineînțeles vederile vor fi views, vor fi câmpul views va fi de tip numeric și atunci vom avea fas fa sort numeric. Restul rămân la fel, deci fas fas sort amount, sort se adaugă up down, sortable icon va fi același, deci totul rămâne la fel, dar să nu uitați să dăm un clear de cache. Deci php artisan config cache. Da, s-a șters cache-ul, bineînțeles. Iar acum, dacă ne întoarcem frumos în tabelul nostru cu toate paginile, da, vom vedea că avem respectivele iconițe care sunt mai frumoase. Deci, de exemplu, la title, da, vom avea acum această iconiță AZ. Da? Deci când ne spune că este clar ceva alfanumeric și ne arată că se pornește de la A la Z ordonarea, dacă mai fac o dată un click, mi-arată în jos, deci invers, de la A la Z, deci săgețică în sus, săgețică în jos, la created at, la fel, ne arată, mă rog, de la datele mai noi, astea sunt cele mai vechi date, spre datele mai noi și invers, deci sunt diferite. Ideea e că am putut să personalizăm. La views la fel, deci uitați, aici ne arată că unul e prima, nouă, ultima, cum ar fi, deci de la cele mai mici spre cele mai mari. Și invers, bineînțeles, de la 9 la 1 e în jos, da? Deci mi-arată. Deci funcționează, am făcut puțin, am reușit să personalizăm, e un lucru minor, dar parcă mi-a plăcut să fie dusă treaba până la capăt, să nu fie toate iconițele la fel. Deci avem iconițe diferite pentru title, created at, și views. De ce să nu folosim toate facilitățile acelui pachet dacă tot l-am instalat? Ce vreau să facem repede în acest tutorial? Să adăugăm, e foarte important să știm ce pagini sunt publicate și care nu sunt publicate. Deci le vom spune pagini draft și pagini publish. Da? Deci aici vom avea all pages, published și vom avea în continuare și draft. Haideți să facem link-ul în primul rând pentru published. Dar, de fapt, mai întâi vom adăuga o coloană aici și haideți să căutăm, de exemplu, ce iconiță vom pune ca și la user pentru e-mail. Deci, dacă dau book aici, vedeți, îmi place aceasta book reader. Da? Deci, aceasta o vom lua, să o punem în stânga pentru paginile, articolele care sunt deja publicate. Deci, vedem aici care este codul FA Book Reader. Deci dăm un click și ne-a copiat-o. Mergem frumos în vederea noastră Pages, deci care ne afișează tabelul și în capul de tabel vom pune exact această iconiță. Deci haideți să o luăm, să scriem TH scope egal col. Da, ca să avem aceeași, ok, și punem control V, că am copiat-o de acolo, închidem table header,
Așa. Și deci acum vom avea încă o coloană cu această iconiță. Noi vom ști, haideți să-i punem și un title. Atunci când trecem cu mouse-ul să ne dea o mică indicație. Deci vom pune paginile publicate sau draft. Ok. Salvăm. Și acum mergem, bineînțeles, va trebui să mai adăugăm și în tabel coloana respectivă. Deci un TD. Și închidem. Și vom spune if vom lua is set dollar page published at da dacă este deci această variabilă, deci dacă avem o variabilă în published at, vom pune aici else și end if. Da? Și în condițiile în care avem, vom pune un span cu text, cu clasa text info, cu text success. Da? Și vom avea iconița noastră cu bookreader. Else vom avea tot așa, luăm cu copy și paste. Deci vom avea un span. Asta că am greșit. Vom avea un standard cu text danger. Da? Ca să fie cu roșu și în loc de EFA bookreader vom avea EFA bookmark. Da? Haideți să vedem cum arată. Salvăm. Da? Și dăm un refresh paginii. Da? Și vedem aici că ne apar în dreapta aceste mici iconițe. Vedem, acesta, de exemplu, nu este publicat, acestea cu verde sunt publicate și le avem foarte frumos. Am putea să le mărim puțin, să le dăm un EFA. Aici avem capul de tabel iconița. Când trecem cu asta, pagine publicate sau draft, am putea să le facem mai mari sau e suficient și așa, nu știu. Haideți să vedem cum arată și mai mari, să văd dacă dau inspect element. Da, și dacă îi dau, dar da, nu mi-apare în direct icoana, deci n-are rost. Haideți să vedem. Mai dăm aici clasa FA2X. Să vedem dacă ne arată mai interesant cu icoana mai mare, FA2X, deci duble. Controlez. Da, mai dăm un F5. Vedem cum e mai bine. Da, parcă arată mai bine, așa că rândurile sunt destul de mari. O lăsăm deocamdată așa, să fie mai vizibil care sunt publicate și nepublicate. Și acum haideți să facem și linkurile aici, published, deci vom avea all pages, published și draft. Trebuie să mergem desigur în parțialul nostru cu navbarul, să facem în primul rând linkurile. Deci trebuie să avem site navul, deci HTTP, deci nu sunt astea de configurare, parțial site nav. Da, l-am deschis, ok. Și aici avem Published, haideți să o dublăm repede. Published, aici vom pune Drafts, deci Published și Drafts. Și aici vom avea aceeași rută la toate, dar cu un parametru nou. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V și aici vom pune pentru cele publicate Published. Da, stați să. Deci, într-o matrice, Published. Da, cu valoarea vom pune 1 pentru cele publicate, iar pentru cele nepublicate cu valoarea 2. Evitați să puneți în parametrii valoarea 0 pentru că se mai confundă cu null, cu valoarea null.
Și va trebui să luați măsuri suplimentare, deci 3 de egal sau chestii de genul ăsta, când comparați valorile parametrului cu 1 și cu 2, nu avem nicio problemă. Control S. Și acum trebuie, bineînțeles, să trecem, ia să vedem, ne-a dat eroare, unexpected double arrow, deci undeva îmi zice double arrow, ia să vedem pe ce linie, published 2 aici, îmi spune că ar fi o eroare, double arrow, da, da, am greșit, exact, am paranteza aici, bine că mi-a atras atenția, published, acum este, nu e nici acum ok, să pun și paranteza, bine că mi-a atras atenția corectorul de text, da? Salvez acum și bineînțeles acum totul este ok și deci published e ok, e în paranteză, dacă nu o să ne dea eroare când rulăm pagina. Ok, mergem în controllerul nostru și bineînțeles facem iar verificări pentru de data asta requestul published. If request de published, da, egal cu 1, deci paginile sunt publicate, adică aceasta, dacă e, aceasta este condiția, vom întoarce pagina publicată și vom da, vom lua iarăși această instrucțiune, Ctrl V, sortabil created where user ID. Deci aici nu ne mai trebuie, vom schimba condiția where, bineînțeles. Și vom pune published at. Acum trebuie să punem și comparatorul, deci operatorul, și va fi diferit, da, de null, care, după cum v-am spus, e cuvânt rezervat. Paginate with carry string. Deci asta e ok. Și bineînțeles să nu uităm să întoarcem paginile, să punem eventual și un titlu, am zis. Da. Ok, o să vedem cum facem. Return view. Ways page. Deocamdată să vedem că merg. Ways pages. Deci admin. View admin page, pages, pages, da, e ok, vederea with pages, dollar pages, da, e ok, Ctrl S și acum luăm cu copy și paste, da, și verificăm dacă are valoarea 2 și bineînțeles aici trebuie să fie egal cu null, deci ștergem comparatorul că nu mai avem pagina, pages, pages. Și vom vedea în continuare cum o să punem un titlu personalizat pentru așa ceva. Ne întoarcem frumos în pagina noastră, dăm un refresh la pagină să vedem că totul e ok, deci deocamdată codul funcționează. Mergem în Pages și haideți să vedem Published. Da, vedeți, ne apar doar pagine publicate. E ok. Să vedem iar în Pages drafturile. Și acum deci ne apar doar paginile draft. Da? Deci avem 3 pagini de pe 34 de pagini aici și aici published avem 36 de pagini, vedem că le avem cu verde cele publicate și acum vrem să mai punem și un titlu aici să fie clar că sunt doar cele publicate sau doar cele nepublicate. Deci vedem că aici am adăugat în vederea pages, am adăugat în titlu condiția set author name. Deci acum să zicem că facem încă o variabilă published și verificăm dacă este setată. Deci punem if is set dollar published, da? Și end if. End if. Și deci noi mai adăugăm aici, deci vom adăuga și all pages, bineînțeles. Deci, pardon, deci aici vom lua control C ca să le afișăm pe toate. Ok, control S.
și înainte vom scrie, vom pune efectiv isiset published, vom afișa, da? Deci $published. Și acum haideți să o setăm și în controller să vedem, deci manage page și vom scrie o liniuță paginile publicate, pagini draft, manage pages, deci în engleză să fie uniform, da? Deci vedem, mergem în article controllers și avem cele două funcții ale noastre. Haideți înainte să setăm $published este egal cu, vom pune așa, only, să zicem, only published pages. Ia să mai las și aici. Only published pages. Da, și vom da with, încă un with published. Da, $published. Da, salvăm și același lucru trebuie să-l facem, bineînțeles, dar cu alt mesaj și pentru paginile care nu sunt publice. Ctrl V, only draft pages. Da, și with aici. With published, with published, $published. Da, bineînțeles că am putea să punem și niște spanuri și să, adică să formatăm aici, dar mă rog, nu știu dacă merită să mai complicăm atâta. Haideți să salvăm și să vedem cum se... Da, venim frumos, dăm un refresh la pagina să vedem că nu s-a întâmplat nimic și vedem only published pages, manage page articles, only published pages. Am aici butonul all pages, da, unde mi le afișează pe toate, da, să, da, sunt și cele publicate și cele nepublicate. Și dacă mergem în pages drafts, da, aici only draft pages, aici avem only all pages și aici avem numai page in draft și foarte ușor putem să trecem să le vedem din nou pe toate celelalte. Eventual când vom termina, poate vom mai face și pe aici niște linkuri sau aici când fac click pe o iconiță din aceasta roșie să fie să automat să întreacă pe tipul acesta de pagini afișate sau nu. Haideți să facem și asta foarte repede, deci trebuie să mergem în vederea noastră pages și în această coloană să punem un ahref, da, închidem aici icoana și după noi a, da, și vom lua efectiv linkurile din SiteNav. Deci avem aici pentru cele publicate Ctrl C, ne întoarcem înapoi în Pages Blade. Deci aici avem Book Reader, deci asta este cu Published 1. Iar aici, deci vom lua iar aul acesta Ctrl C, Ctrl V cu Published 2 și bineînțeles trebuie să nu uităm să închidem tagul A. Salvăm. Da, deci vedeți, am închis tagurile aici pe coloana respectivă. Dăm un F5. Și acum ar trebui să fie linkuri. Vedeți că se transformă mouse-ul, pointerul mouse-ului în cel specific pentru linkuri și în momentul în care fac click pe el,
Vedeți că automat mă duce ca să nu mai trebuiască să mă duc în meniu să caut drafturile și cele publicate. Deci dacă vreau doar cele publicate, fac direct un click aici. Stați, Published egal cu 1, parcă n-a mers bine, nu? Aici ar trebui să-mi dea Published de 1, ar trebui să fie 2. Asta, ia să vedem. 1, 1, 1 și aici tot 1. Deci undeva nu s-a salvat ceva, ia să vedem. Haideți să vedem în Pages Blade. Aici ar trebui, deci Published, da, am uitat să trec Published egal cu 2. Am luat cu copy și paste și trebuie 2. Ctrl-S. Da, mai dăm un refresh. Și acum ar trebui să fie totul ok. Ia să vedem, deci Published 2. Acum, da, vedeți, link-ul este Published 2 și aici Published 1. Deci dacă facem click pe acest, ne vor veni doar articolele, paginile, practic drafturi. Dăm All Pages. Iar dacă facem click pe o iconiță din aceasta verde, ne vor apărea doar cele, bineînțeles, cele publicate. Și ne e ușor, foarte ușor să trecem. Dacă vom căuta, avem nevoie de acest criteriu de căutare pe lângă cel de ordonare și asta. Și urmează în următorul tutorial să facem și căutarea pentru o pagină.